Salut, tare dragi prieteni și bine m-am găsit la un videoclip gen tutorial în care eu astăzi o să vă arăt cum să vă instalați FIFA 2016, apărut acum recent pe 28 iulie, versiunea cracată. Și pentru cei care nu știu să-l instaleze, aveți aici pașii următori pentru a juca acest joc. Prima oară vă instalați originul, dacă nu știți ce e originul. Imediat, stați puțin să facem lumină Origin. Și de aici pur și simplu vă luați jocul, dați download de Origin și e totuși pe chiria, priviți ca să vedeți. Aici dați pe download Origin. Așa, perfect. După aceea următorul pas este să intrați în Origin după ce vă registrați, bineînțeles, dacă nu aveți cont, bineînțeles. Și intrați la Origin aici sus și dați pe Application Settings. Iar căsuța asta cu de a starta option automatically launch Origin when I log on to Windows să fie debifată și celelalte update-uri astea trebuie să fie debifate. Asta este obligatoriu. Ca să respectăm și următorii pași. Pasul 3 este să intrați acasă la store aici. Nu. Cum să vă arăt eu? Așa, la store. Și intrați la Free Games, la Demos and Betas. Dați FIFA 2016 Demo. Play for 4 dolari. Aha, s-a făcut 4 dolari, interesant, mișto. Asta nu e asta important. Downloadați demo-ul și după ce l-aveți aici în librărie, instalați FIFA 16 Update în Steamworks. O să aveți un link în descriere pentru cei care n-au cont pe acea rețea de piraterie. Instalați așadar FIFA 16 Update 5, dar o precizare foarte importantă: nu-l instalați peste demo. Asta este toată cheia. Probabil unii l-au instalat pe demo și asta i-a afectat. Eu l-am în D, ăsta e FIFA 16, ăsta l-am instalat eu în D. Foarte, foarte, foarte șmecher. Știu. După ce ați făcut asta, ați instalat tot, e bine și frumos, intrați aici în Origin, deci unde sunt eu, dați pe asta de la FIFA 16, dați play și închideți imediat fereastra. Dacă vă apare așa, înseamnă că aveți bug-uri, dar nu-i nimica. Acum următorul pas. Deci dați play și închideți. La fel, dăm play și închidem ca să ne pornească jocul. Toată șmecheria constă în chestia asta. Bine, sunt mulți pași. Îmi imaginez și eu că sunt mulți pași, dar ce să facem? Priviți, jocul a pornit, n-are mai niciun defect la capitolul ăsta, bineînțeles. Hai să mă prind gamepad-ul. Perfect. Vedeți că intră și se comportă foarte bine. Bine, depinde și ce sistem aveți. Trebuie niște statistici destul de ridicate pentru a juca acest joc. Dar nu este... Bai, aveți FIFA 16. Nu? Și legat pentru cei care vor juca FIFA 17, mai bine vi-l cumpărați din toamnă decât să așteptați până vara viitoare. Ăsta este sfatul meu pe care vi-l pot da. Azi mi-am intrat și în profil, merge destul de ok meniu, merge rapid, asta îmi place. Haideți totuși să vă arăt cum merge meniu care în modul Bia Pro merge tot ok. Eu am aici o carieră cu Portsmouth, nu prea vreau să detaliez foarte multe. Merge ok meniu, dacă vă interesează și altceva. E ok, deci da, dragi prieteni, sper că v-a fost util acest tutorial în care eu v-am arătat cum merge mie FIFA 2016. Sper să vă meargă vouă la fel. Aveți aici instrucțiunile, dacă nu dați stop la video și uitați-vă. Aici este două linkuri care
Ar trebui să doar dați. Deci da, eu am fost Alin, sper că v-a ajutat la acest tutorial. Iar până data viitoare, eu vă urez toate cele bune. Nu uitați de like și subscribe. Salut!